Pe mehedințeni îi așteaptă din nou zile de foc. Întreg județul se află sub cod portocaliu de caniculă. În următoarele zile, temperaturile vor ajunge chiar și până la 41 de grade Celsius, iar disconfortul termic va fi în creștere. Din nou urmează să ne confruntăm cu zile caniculare. Aproape toată țara este sub cod galben și portocaliu de caniculă și disconfort termic. Nici Mehedințiul nu scapă de pârjoare. Astăzi, 16 august, județul Mehedinți se află sub incidența avertizării meteorologice cod portocaliu de caniculă. Avertizarea prognozează temperaturi ce vor ajunge până la 41 de grade Celsius, iar indicele de temperatură umezeală va fi depășit. Mâine, județul Mehedinți se va afla sub incidența codului galben de caniculă. În această perioadă caniculară și de secetă prelungită, atragem din nou atenția cetățenilor că este interzisă arderea miriștilor, a vegetației uscate și a resturilor menajere. Indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități, întrucât autoritățile recomandă evitarea aglomerației, expunerea la soare, precum și efortul fizic intens.